a venit colegul și prietenul meu foarte, foarte bun. Iar colegele mele sunt foarte nerăbdătoare să vadă ce ținută a ales astăzi Ionuț Bodone. Bine ai venit, Ionuț. Bine te-am găsit, Ciurubel, mulțumesc foarte tare. Nu ne mai ține pe fete în suspans, hai să ne ridicăm. Hai, te rog, sigur. Te rog, vină un pic aici în lateral, haide să te vadă toată lumea, adică despre asta e vorba. Este... Deci am mers puțin tomnatic, Adidas și cu motive mărțișor. Ce animal ai în picioare, vreau să știu. Sunt, animal cu, sunt da? Adidas cu mărțișor, auzi. Adidas cu mărțișor, pentru că mai puțin și vine mărțișorul. Da, okay. Da, da, da. Și am mers pe niște culori așa pastel, tomnatice, un pic de maroc, că îmi place. Și cam atât, uite asta, așa, pentru voi. Ținând cont că m-am îmbrăcat la 5:30 dimineața, eu zic că e ok. Doamne, da, bărbatul anului 2024, mulțumim frumos. Ionuț Bodenea, hai la loc. Din fericire, el n-a venit aici să ne recomande nimic în domeniul vestimentar, a venit să ne recomande filme. Da, săptămâna asta v-am pregătit niște filme din sfera politică. Că tot e un an important, politic, da, nu? Și am unul pe funny, pe râs, pe haha, satiră super absurdă. Unul pe plâns ai? Și am unul mai pe serios, mai pe nașterea unui monstru, dacă vreți. Wow. O să încep cu Candidatul Perfect. Este noul film al lui Bromania, scris și regizat de Alex Coteț, în care sunt două partide politice care vor să piardă, să piardă alegerile prezidențiale. Așa, așa se întâmplă? Da, e acolo o chestie în film, dar nu vă zic că să vă uitați voi. Și sunt aleși doi candidați tolomaci, care sunt, sunt duși acolo și spun exact tot ce le trece prin cap, doar că, surprinzător, dacă spui toate prostiile în România, ai foarte mare succes. Cine ar fi zis? Cine s-ar fi gândit? Cine ar fi ghicit? Și îmi place că tu te-ai îmbrăcat fix. Asta este culoarea lui partidului lui Nicu Banea în film. Te-ai îmbrăcat fix ca el. Ce spune Nicu Banea? Ce promite în promite. Filmul ăsta? E alții vă, cum era aia? Alții vă fură și vă mint? Eu doar vă mint. Da? Desfințarea grădinițelor, banii de manuale se ducă pe țigări, chestii din astea elementare, wow, cu care lumea rezonează, evident, în satiră și în glumă. E un film pe care nu trebuie să-l luați foarte tare în serios, pentru că dacă stați să faceți comparație cu ce se întâmplă acum în campania electorală, îți vine să cam să fii, ăsta e film sau e doar o hiperbolizare a realității în care trăim? Ok, bun, Candidatul Perfect. Da, foarte bun, Nicu Banea, sunt fan Nicu Banea, Andy Vasluianu la fel foarte bun, Alex Bogdan, oameni pe care îi știți din producțiile la ProTV, Matei Dima, da. Nice, foarte nice. Bun. Am văzut că joacă și Cătălina Grama. Joacă și Cătălina Grama Jojo, da, foarte frumos. Ce frumos, bine, mi-a plăcut, foarte frumos, am avut o mică problemă când am fost la film. Ce s-a întâmplat? Cineva 10 minute îmi tot dădea cu piciorul în scaun. Și era premiera, trebuia să fiu cuvincios, să nu zic nimic, să nu fac scandal. Și la un moment dat m-am enervat, m-am întors și într-un final mi-am dat seama, aveam o boxă sub scaun de la cinematograf, care făcea să-mi vibreze scaunul. Și era să fac un mare scandal, deci, acolo, dar era doar boxa. Practic, ți-a țâțuit? Mi-a țâțuit scaunul. Exact. Da. Așa. Bun, hai să mergem. Filmul cu numărul 2, o să mergem. E tot cumva are o filieră românească, pentru că este The Apprentice. E vorba despre povestea lui Donald Trump. Cum a ajuns Donald Trump să fie? Păi și de ce are o filieră românească, pentru Donald Trump? Pentru că Donald Trump este jucat de Sebastian Stan. Sebastian Stan? Yes. Care este român! Care este salutat el... cu ocazia asta. Și te pupăm. Dar Donald Trump a vorbit urât de el. Păi, Donald Trump, ce s-a întâmplat? A zis ceva urât de Sebastian, da. A zis, și... dar este un film pe care Donald Trump nu-l apreciază și pot înțelege de ce. Da. Știu chiar că a luat acțiuni legale ca să interzică filmul, l-a și oprit de la niște distribuitori. Pentru că ți-l prezintă pe Donald Trump, un tânăr, al doilea fiu al familiei, care încearcă și el să-și facă un nume în piața imobiliară. Nu foarte ambițios? Nu foarte ambițios și sărac oricum, pornind dintr-un mediu defavorizat, adică la 18 ani a primit $1,000,000 de la TASU. Da, să cumpere o clădire, săracul. Și îl vezi cumva pe Donald Trump, nesigur pe el, dar cumva se fac niște referințe pe care tu, dacă îl știi pe Donald Trump din ziua de astăzi, ești... Și ți-l arată pe el cumva... sub un mentor, un avocat foarte, foarte... Care îl învață să fie Donald Trump, da, de astăzi. Și îl învață cele trei reguli de bază pe care, dacă l-ați văzut pe Trump ziua de astăzi, le știți. Prima regulă este atac, atac, atac. Ok. A doua regulă era să nu accepți niciodată înfrângerea. Mamă. Și să nu recunoști nimic. Asta, și a treia, da, era, indiferent dacă pierzi, tu spui că ai câștigat. Lucru care... Aveți? Sună, cum era, 0722, deja am sunat cunoscut. A funcționat pentru, da, dânsul, se pare, până acum, hai să vedem ce dar se întâmplă. Dar foarte frumos filmat, așa pare că e chiar făcut în anii 80, cu încadratura și cu camerele. Mi-a plăcut foarte tare că nu este acest Donald Trump pe care îl știm acum, adică nu vorbește așa, cum vorbește el. Wow, e un film extraordinar, are manierismele lui, dar cumva alea din trecut. Și îl vezi pe el foarte nesigur, cum este luat de acest avocat Roy,
și făcut câinele care este astăzi. Știu că ești efectiv ultimul om pe care ar trebui să-l întreb chestia asta, la propriu ultimul om, dar crezi că are șanse la Oscar Sebastian Stan pentru rolul ăsta? Aș zice, da, joacă foarte bine, chiar este impresionant, da? Cum joacă Sebastian. Bun, ce mai ai pentru noi? Mai am pentru voi un festival de film care s-ar putea să-ți placă ție, pentru că este la Sibiu. Opa! Da, este festivalul de film documentar Astra. Chiar asta, Astra, da. Film Festival a început chiar acum pe 20, ține până pe 27. Sunt în jur de 100 de filme în competiție, dintre care 18 românești. În centru, acolo în Sibiu, există și un ecran mai special de New Media, în care intri acolo și ești efectiv într-o realitate din asta mixtă, imersat în film. Tu vrei să mergi la Sibiu. Aș vrea să și merg tu la vrei Sibiu. Să te duc eu. Aș vrea să merg, aș vrea să mă duci pe benzina ta. E foarte mișto că sunt și discuții pentru tineri cineaști, sunt și workshop-uri, sunt și chestii pentru copii, adică aveți ce să faceți acolo 7 zile. Și este un festival care a prins 4 decenii. E din 93. Da, bravo. Să prindem și noi, cum se zice. Da, să ajungem mai multe, acolo. Da. Și mai multe. Îți mulțumim frumos, Ionuț. Cu mare drag, ca de obicei, o mare plăcere să vin aici. Ce frumos vorbești despre filme. Mulțumesc foarte mult, îmi plac. Nu doar că ești prietenul meu, chiar ești un cinefil amuzant. Mulțumesc foarte tare.